Vă salut și bine v-am găsit, drujba mea 5200. Astăzi am să debitez niște scândură cu ea. Am să vă arăt imediat despre ce este vorba. Drujba nu am mai folosit-o de mult și de asta am ales să debitez cu ea scândura, că puteam să o debitez cu circularul, dar nu am vrut. Plus de asta o să o debitez mult mai repede cu drujba. Cam asta este scândura despre care vorbesc. Este o scândură de 4 metri lungime. Eu o să o debitez la 2 metri. Asta de aici unde este semnul, linia cu creionul trasă. Este până jos. Așa că am să o tai pe toată odată, dintr-o bucată, să nu mai stau cu circularul, trebuia să iau fiecare scândură în parte. Plus de asta vreau să mai folosesc puțin și drujba, pentru că n-am mai folosit-o de ceva vreme. Am și un ajutor aici de nedejde, îmi va ține de scândură. Drujba o știți, o să vedem acum puțin la lucru, în afară de pachetul ăsta care l-am aici. Mai am încă unul în partea asta care la fel o să procedez și cu el. De aici o să-l tai. Este și mult mai eficient, pentru că o să merg cu toată odată. Nu stau să iau fiecare scândură în parte cum aș fi făcut cu circularul. Scândura îmi trebuie pentru a face un cofrag din ea. Este ceva scândură pentru că cofragul este destul de mare. Cam așa arată scândura și drujba. I-am băgat ulei, ceva benzină pentru că nu mai avea în ea. Am golit-o în momentul când am lăsat-o să se odinească, pentru că știam că nu o să mai am de lucru cu ea. Eu cu drujba nu prea am de lucru, pentru că la mine în zona aici nu prea sunt păduri, așa ca să tai lemne sau eu mai știu ceva de genul. Lemnele care le iau sunt tăiate de gata, așa că doar pe aici prin gospodărie ce mai mă lovesc de ea la câte o mică treabă. Pentru asta țin drujba. Am să mă apuc de treabă și o să vedeți despre ce este vorba, cum voi proceda cu tăierea scândurei. Am terminat primul pachet, ca să spun așa, de tăiat. Am să mă mut și la al doilea. Cam așa arată ele tăiate. Cum v-am spus, le-am tăiat la 2 metri, pentru că așa îmi trebuie, la 2 metri. Am să mă apuc și de celălalt palet. Nu este mult de muncă la ele. Le-am tăiat foarte repede. Nu durează mult. Lanțul l-am ascuțit puțin înainte, era și el destul de ascuțit, dar am mai dat puțin cupila pe el ca să-mi fac treaba cât mai bine și cât mai repede. Imediat o să trec și la al doilea palet care l-am de scândură și o să vedeți și acolo tot așa o să procedez cum am procedat și la primul palet.
Am terminat cu debitatul scândurei. Cam așa arată tot ce am tăiat. În total sunt 34 de bucăți acum, pentru că le-am tăiat pe jumate. Cam așa arată. Drujba merge foarte binișor din punctul meu de vedere. Nu este nici o drujbă foarte folosită, adică să aibă o uzură foarte ridicată, pentru că v-am spus, nu am la ce să o folosesc mult, doar treburile prin gospodărie. De asta am și vrut să apelez la ea acum, ca să o mai pun puțin la lucru. N-a avut mare treabă de făcut. Plus de asta, m-am mișcat foarte repede, nu a durat mult. În schimb, dacă le făceam cu circularul, vă dați seama că trebuia să iau fiecare scândură în parte. Nu puteam să le tai așa cum le-am tăiat cu drujba. Într-un final, drujba și-a făcut treaba pe ziua de astăzi. Probabil o să mai trebuiască scândură să debitez. Nu cred că este de ajuns ce am aici. O să mai revin cu un clip dacă am să mai debitez ceva din ea. Pentru că eu scândură mai am. Am să vă arăt și rumegușul, să vedeți cum l-a scos. Este destul de frumos și rumegușul care l-a scos. Să apropii puțin. Cam așa arată și rumegușul. L-a scos destul de frumos. Drujba și-a făcut și ea treaba. Așa că până la următorul clip, vă salut și vă doresc vizionare plăcută.